Iubim sărbătorile de iarnă pentru pace, liniște și timpul petrecut în familie. Dar suntem români și iubim de asemenea și mâncarea bună. Sarmalele sunt nelipsite pe masa de Crăciun. Iată rețeta mea. E simplu. Vei avea nevoie de următoarele ingrediente. 2 kg carne tocată de porc. Eu am folosit spată. 400 g ceapă. 150 g de orez. 200 ml suc de roșii mai gros sau 2-3 linguri de pastă de bulion. Cimbru uscat, sare, piper măcinat, boia dulce, piper boabe, foi de dafin, o varză mare murată cu foile subțiri sau două mai mici, afumătură pentru gust. Eu am folosit șorici și slănină afumate natural. Iată ce ai de făcut. Toacă ceapa mărunt. Într-o tigaie pune 2-3 linguri de ulei și călește ceapa până aceasta devine translucidă. Adaugă puțină sare. Când ceapa devine translucidă, adaugă orezul și lasă-le pe foc pentru câteva minute. Adaugă boiaua dulce și amestecă până ce se omogenizează. Pune 100 ml de apă. După ce apa scade, oprește focul și lasă-l răcit. În acest timp, poți pregăti frunzele de varză. Scoate cotorul și împarte foaia în 2 sau 3 părți în funcție de mărimea foii de varză. Dacă varza este foarte acră și sărată, lasă-o puțin în apă rece. Mijlocul verzei se toacă mărunt. Peste carnea tocată, pune ceapa și orezul pe care le-am călit mai devreme și care s-au răcit. Adaugă cimbru, piper măcinat, puțină sare. Nu exagera cu sarea, deoarece carnea își mai trage sare din varză în timpul fierberii. Amestecă bine cu mâna până ce se încorporează toate ingredientele. Poți acum să împachetezi sarmalele. Ia o frunză de varză, așează-o pe fundul de tocat. Pe o margine a frunzei, pune o lingură de carne și împăturește sarmalele având grijă la capete. Îți voi arăta 3 moduri prin care poți împături sarmalele. Nu este greu, trebuie doar să ai răbdare. Thank you.
Dacă găsești frunze rupte, le poți petici cu o altă bucată de frunze de varză. Adaugă apoi carnea în mod obișnuit și împăturește în varianta preferată. Așa arată sărmăluțele mele împachetate. Un secret învățat de la mama este să pun pe fundul oalei bețe de mărar uscat, care dau un gust deosebit sarmalelor. Acoperă bețele de mărar cu frunze de varză. Apoi acoperă fundul oalei cu un strat de varză tocat. Așează primul strat de sărmăluțe. După ce ai format primul rând de sarmale, pune câteva bucăți de afumătură. Două, trei linguri de suc de roșii. Câteva boabe de piper. Și o frunză de dafin. Apoi continuă cu al doilea strat și repetă procedura până ce termin toate sarmale.
acoperă ultimul strat de sarmale cu varză tocată. Mai pune câteva linguri de suc de roșii. Boabe de piper și o foaie de dafin. Umple oala cu apă până ce sarmalele s-au acoperit. Pune oala pe aragaz la foc moderat și acoperă sarmalele cu o farfurie întoarsă invers, ca să le țină presate în zeamă. Lasă oala pe aragaz pentru o oră, apoi de la cuptor pentru încă două ore. Sarmalele mele sunt fierte bine și frumos rumenite și aduc mirosul sărbătorilor de iarnă. Îți doresc sărbători fericite în jurul mesei, alături de cei dragi!